Baronii din sindicate, șmecherii care manipulează guverne, liderii claselor muncitoare fac aranjamente în bugetul de stat după bunul lor plac, șantajând cu tupeu că în caz contrar pot bloca tot, de la transport la sistemul de sănătate. Baronii care conduc sindicatele și-au crescut și influența, dar și averile la un nivel greu de imaginat pentru cotizanți, promițând respectarea drepturilor muncii, mici beneficii cu vouchere de vacanță sau reduceri de preț. Pentru aceste avantaje, de care de fapt se ocupă oricum statul prin aparatul de protecție a Membrii de sindicat sunt pregătiți să intre în grevă la primul semn dat de liderul lor. Iar asta nu e tot. În sindicate se dictează inclusiv votul politic. De peste 30 de ani, formula aceasta funcționează nestingerită. Sunt foarte mulți lideri sindicali care, și aici este surpriza, și ar trebui să ne gândim ca societate. Cum, este, cum se întâmplă ca liderii sindicali sunt aceiași oameni de 30 de ani de zile? Acolo chiar nu se întâmplă nimic. Dar peste tot se mai modifică lucrurile, dar acolo stă aceeași legislație de zis, 30 de ani. Ar trebui să ne gândim cum funcționează lucrurile și poate în acest dialog social ne întrebăm cum ajung acolo. Nu mai este un secret că majoritatea dintre oamenii politici au căutat să-și facă din aceste sindicate adevărați aliați. PSD, de exemplu, a inițiat chiar un proiect de lege prin care liderii de sindicat să fie eliminați din legea Agenția Națională de Integritate. Expunerea de motive a proiectului de lege al PSD arată că asimilarea șefilor de sindicate cu funcțiile și demnitățile publice este făcută în mod abuziv. Singurul scop, spune PSD, pentru care au fost introduse aceste prevederi, era punerea sub presiune a sindicaliștilor de către autorități publice. Acesta a fost unul dintre cele mai clare semnale că baronii din sindicate doresc să-și pună averile la adăpost. Bogățiile avărute peste noapte nu le-au creat doar probleme de ordin legal, ci și în miezul sindicatelor, când cotizanții au început să întrebe unde se duc banii lor. Fostul parlamentar PSD Ion Rădoi, actual lider al organizației Unitatea Sindicatul Liber Metro, USLM, este unul dintre cei mai bogați lideri de sindicat din România. Acesta încasează un salariu lunar din taxele plătite de de aproximativ 4000 de euro, cu 1000 de euro mai mult decât președintele Claus Iohannis, și cu aproape 2000 de euro mai mult decât directorul companiei Metrorex. Începând cu 2000 și până în 2008 a fost simultan parlamentar PSD și șef de sindicat. Am fost controlat personal la ani, încă 4 ani am fost la DNA controlat. Ultimul raport făcut de DNA în octombrie anul trecut, deci acum câteva luni. Și la anii la fel. Mm. Iată, mafiotul ăsta n-a fost găsit cu nimic. Rădoi, s-a terminat? <laughs> Ați avut exact râsul ăla de mafiot, așa, aveți grijă cu râsul ăsta, că suna exact, parcă l-am văzut pe Marlon Brando, așa, la un moment dat, în naște. Așa, așa, un alt baron al clasei muncitoare este Dumitru Costin, președintele blocului național sindical încă din 1994, unul dintre cei mai cunoscuți și mai influenți lideri sindicali. Acesta a încasat în 2018 venituri de peste 70.000 de lei de la sindicat, iar în 2019 veniturile au crescut la peste 113.000 de lei. De asemenea, din calitatea de secretar general al Asociației Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori a mai încasat 69.000 de lei doar în 2019. Bogdan Hosu, liderul Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, cel care gestionează acum o mare parte din patrimoniul Uniunii Generale a Sindicatelor din România, luat ilegal după 1989, spune că nu are o avere impresionantă. Acesta a declarat că deține un teren de 10 hectare în Comuna Milaj, moștenit în 2010, precum și un apartament de 86 de metri pătrați cumpărat în 2001. Ca angajat al CNS Cartel Alfa, Hosu a încasat, potrivit declarației de avere, peste 64.000 de lei. Ultima declarație de avere a șefului cartel Alfa de pe site-ul ANI datează din 2017. Nu-mi e frică de ANI, ANI nu reprezintă decât o instituție folosită ca un instrument indirect ca și DNA de a crea o imagine de culpabilitate unor persoane ce nu sunt agreate de, hai să spunem, instituțiile statului, a declarat Hosu în urmă cu ceva timp. Un alt lider sindical care a jonglat cu puterea este Dumitru Coarnă, fost președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MEAI. Acesta a ales anul trecut să treacă direct în tabăra politică, deschizând lista Partidului Social Democrat din Călăraș pentru Camera Deputaților. Proaspătul deputat PSD Dumitru Coarnă s-a pensionat anticipat pe când avea doar 45 de ani, însă chiar și așa, suma pe care o încasează lunar de la stat este de invidiat, 5.000 de lei. La aceasta se adaugă, potrivit declarat lor de avere mai vechi și salariul de lider de sindicat de aproximativ 15.000 de lei lunar, dar și 30.000 de lei încasați de la Consiliul Economic și Social, scrie Europa Libera. În total, Coarnă adună aproape 43.000 de euro în conturi în fiecare an. Un alt baron din sindicate este Marius Petcu, fost președinte al Federației Sanitas și fost președinte al CNSRL Frăția. Acesta a adunat o avere considerabilă până să fie condamnat la șapte ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Mai exact, fostul șef al Sanitas a primit 1,4 milioane de lei mită de la un om de afaceri, Petre Scrieciu, pentru a-i acorda contractul de lucrări de construcții la un centru al Sanitas. Petcu declarase în perioada sa de lider sindical o avere impresionantă. Un teren agricol în Teleorman, trei terenuri intravilane în București și Ilfov, un teren agricol la Znagov, un apartament în București, o casă de vacanță în Ilfov, o casă de locuit în București, o motocicletă, un ATV și un autoturism, acțiuni la cinci societăți comerciale, dar și ceasuri, bijuterii, tablouri și icoane în valoare de 10.000 de euro.